Prietenii mei îmi cer mii de scuze că revin cu acest filmuleț. Eu nu fac live-uri, că nu mi-arde să fac live-uri. Nu... Am rugăminte ca toată presa, ca toți ăștia din televiziuni, mă scuzați că nu mă controlez la vorbă, să-mi lăsați familia în pace. Am înțeles că mergeți să filmați acolo. Mă vedeți? Nu am pățit nimic, sunt bine. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am făcut pe placul la dușman. Dumnezeu este cu mine și cu familia mea și va fi câte zile voi avea pe pământul ăsta. Nu a murit nimeni, mi-e și greu să pronunț. Nu doresc nici la dușmani așa ceva. Nu a murit nimeni, suntem bine și cu asta basta, încheiați și astea. Și cei care ați dat știrea asta, sigur zilele astea pregătiți-vă că pun familia și să mă ajute cei care sunt lângă mine să vă dăm în judecată. Și cu asta basta, am încheiat. Mi-ați supărat familia, mi-ați supărat copiii, copiii mei plâng. Și dați-mi voie să-mi trăiesc viața așa cum pot. Nu mă omoară nimeni, mă omorâți voi cu vorbele care le spuneți. Vă rog frumos, plecați de acolo, de la copiii mei, de la familia mea, lăsați-mi familia în pace. Și cu asta basta, lăsați-mă în pace. Oameni răi ce sunteți!